2 ani de închisoare cu suspendare este pedeapsa primită în instanță de un bărbat din Roștie care a jefuit acum 5 ani un magazin de electrocasnice. În doar 60 de secunde, el și un alt individ au furat zeci de telefoane mobile în valoare de peste 35.000 de lei. Deși era mascat și purta mănuși chirurgicale, o bucată de latex l-a dat de gol. Identitatea complicelui său a rămas însă și astăzi un mister pentru polițiști. Jaful a avut loc pe 4 iunie 2018. Cei doi bărbați au pătruns într-un magazin de electrocasnice din Sebeș după ce au forțat sistemul de închidere al celor două uși culisante. După pătrunderea în magazin, cele două persoane s-au deplasat la o vitrină în care se aflau mai multe cutii de telefoane mobile de diferite mărci, unde, prin aplicarea mai multor lovituri cu un obiect contundent, bâtă sau topor, au distrus sistemul de închidere asigurare al acesteia și au spart geamul, se arată motivarea instanței. În doar 60 de secunde au furat 32 de cutii cu telefoane mobile de diferite mărci. Deși purta mască pe față și mănuși chirurgicale, unul dintre autori a făcut o greșeală fatală, care l-a dat de gol. Una dintre mănuși s-a rupt, iar o bucată de latex a fost găsită de polițiștii criminaliști chiar la locul jafului, scrie sursa citată. A fost identificată o încuietoare metalică aparținând vitrinei, iar pe suprafața acestea a fost identificată o bucată de material cauciuca plastic latex de culoare albastră, provenind de la o mănușă chirurgicală folosită de către autori la comiterea faptei, spun magistrații. La audieri, bărbatul din Orăștie, identificat de polițiști pe baza amprentei găsite la locul jafului, nu a putut să ofere detalii despre partenerul său de jaf. La 5 ani de atunci, bărbatul prins a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fur calificat și plata 35.397 de lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase de către inculpat. Decizia judecătoriei Sebeș nu este definitivă și poate fi atacată în apel, relatează Digi24.ro.